Vă salut din nou, dragi prieteni. În premieră vreau să vă prezint lansarea noului produs de care tot v-am vorbit în zile ce au trecut, în lunile ce au trecut. Noul produs cu ajutorul cărora am prins destul de bine atât pe lacuri private, cât și pe ape sălbatice, cât și pe Dunăre. Este o nouă nadă pe care vrem să o oferim pescarilor ca alternativă în partidele când vizează atât crapul cât și carasul, indiferent de locație, indiferent că mergi pe lac, indiferent că mergi pe baltă, indiferent că pescui la coșuleț sau indiferent că pescui la momitor sau method feeder. Este un produs care noi l-am dezvoltat în ultima perioadă. Ne-am concentrat foarte mult pentru a lansa un produs care să fie foarte versatil, să meargă foarte bine atât pe apele private, cât și pe apele sălbatice unde este puțin pește, să meargă atât la crab și atât la caras. Noul produs, după cum probabil știți unii dintre voi care nu, îl vedeți, este noul Method & Cage. Pentru prima ediție am făcut niște etichete mult mai mari, să fie mult mai vizibile. Probabil pe parcurs vor fi etichetele normale. Ca și granulație pot să vă spun că nada are o granulație medie, da? Din ce se vede este o granulație medie. Nu este nici foarte fină, nici foarte grosieră. Are un miros foarte, foarte dulce și vreau să vă spun că are un grad de colare destul de mare, adică se poate face o nadă foarte lipicioasă. Poate o să mă întrebați de ce este indicat să avem și o nadă foarte, foarte lipicioasă. Este foarte indicat atunci când pescuim la distanță pe lacuri cu method feeder sau cu momitoare, dar este foarte indicat și când pescuim pe Dunăre sau pe râuri cu debit mare. În cazul în care vreți să o faceți pentru coșuleți, pentru crab și caras, o umetați treptat, dar nu o umetați foarte tare încât să fie foarte lipicioasă. Deci ea se poate face atât, v-am spus, pentru momitor, cât și pentru coșuleți. Vreau să vă spun că am folosit-o și în competiții. Pe lacul Lucetu am folosit-o, chiar reușind în concursul respectiv să prind cea mai mare cantitate dintr-o manșă, prins undeva la 55 de kilograme cu o singură lasetă într-o manșă de pescuit. Și de-aia vreau să vă spun că este o nadă care am folosit-o și în competiții internaționale, am folosit-o și pe lacul Matier, unde am reușit să fac unul pe sector, să fiu la egalitate de puncte, să zic așa, cu toate locurile 1. Am fost 4 la general, ceva de genul, din circa 130 de pescari din mai multe țări. Deci vreau să vă spun că aia am vrut să facem o nadă care să poți să mergi și în competiție, să poți să mergi și în partidele de plăcere, să poți să mergi și acolo unde e mult pește și acolo unde e foarte puțin pește. Mulți dintre voi să o testați, o să vedeți, sunt 100% convins că veți avea rezultate bune. Ca și idee, poate o să mă întrebați ce bază are. Azi are o bază cerealieră și pe lângă asta am încercat să mărim valoarea proteică cu proteină lactică și proteină vegetală. Da? Deci am mărit cât s-a putut de mult valoarea proteinei, cât să fie un echilibru și peștele să răspundă bine, v-am spus, pe majoritatea locațiilor pe care am încercat-o. Sunt 100% convins că, la fel ca produsele FeederX pe care le-a testat până acum, în ultimii, din 2014 și până acum sunt 7-8 ani de când probabil voi folosiți produsele respective, nici acest produs 100% nu vă va dezamăgi și va fi, să spun, produsul top, să zic, în rândul pescarilor de crab și caras pentru anul ce va urma. Sunt 100% convins de asta. Vă salut și toate cele bune!